Problema în aceea că s-a propus, s-a discutat și ceea ce a făcut crima care a făcut-o Corina Fusă, asta e crim împotriva generației cetățenilor Republicii Moldova. Nu toți ați fi așa cum sunteți voi astăzi, unioniști, români, frontiști, naționaliști, hren v-ați dușu, znaiți cine mai sunteți. Nu toți trebuie să fie așa în Moldova. Trebuie să avem o țară prosperă, o țară democratică, o țară dezvoltată, o țară europeană. Dacă așa prostie și așa porcării, niciodată n-ați ajungem la ceva normal.